roman răscolitor și de mare forță epică. Se caută eroi de Constantin Virgil Gheorghiu. O biografie șerpuitoare și atinsă nu rare ori de dramatism. Născut într-o familie de slujitori ai altarelor, Constantin Virgil Gheorghiu avea să devină poet, prozator și nu în ultimul rând preot. Din Croația, unde era atașat de presă al ambasadei române, pleca după 23 august 1944 pe drumul pribegiei. Ca diplomat al unei țări inamice, este arestat și eliberat după un an jumătate. Romanul Ora 25 este momentul de cotitură în biografia sa. Recunoaștere literară, dar și o altă lungă listă de nedreptăți ale istoriei. Editura Sofia a publicat reeditarea romanului Se caută eroi, în traducerea din limba spaniolă de Gheorghiță Ciocioi. Aceasta aduce neîndoielnic valoare. Delicatețe poetică conjugată cu emoția, un curs epic, coerent și plin de suspans. Personaje bine întruchipate, dialoguri de asemenea emoționante. Acestea ar fi doar câteva cuvinte prin care aș putea să rezum romanul Se caută eroi, pe care de la prima pagină nu-l poți lăsa. Ciocioi, suntem la Târgul de Carte, mă bucur că ne întâlnim și am o carte recent tradusă și care urmează să fie lansată, semnată de Constantin Virgil Gheorghiu. De ce ne recomandați această carte? Recomand această carte, în primul rând, pentru că este o carte scrisă în exilul românesc de cel mai tradus scriitor român din toate timpurile, sacerdot totodată, preot al Bisericii Române din Paris, Sfinții Arhangheli, un scriitor născut la Războieni, Neamț, în 1918, după 23 august, fiind atașat cultural al legației române din Zagreb, va rămâne în Occident. Acolo va scrie o primă carte în 1949, Ora 25, ecranizată, după cum bine știm, urmată de alte două cărți într-o scurtă perioadă, A doua șansă, Omul care călătorea singur, Poporul nemuritorilor, și între Poporul nemuritorilor și Sacrificații Dunării apare această carte. Este cartea lui Gheorghiu, care n-a fost tipărită decât într-o singură limbă, în 1957, la Barcelona, în limba spaniolă. Supus studiilor unei stângi franceze, după cum bine știm, după război, în acea perioadă comunistă, cartea nu va mai apărea în franceză, fiind, iată, abia acum recuperată în cadrul integralei Gheorghiu. Cauza fiind exclusiv politică. Cauza fiind exclusiv politică, o stângă franceză și o literatură franceză, o presă franceză literară, stipendiată în acei ani de Moscova, care nu s-a încheiat prea curând. Practic, vorbeam de Poporul nemuritorilor, care a precedat această carte în 1955, iată, în 57, urmată Sacrificații Dunării. Gheorghiu are acest principiu. O țară care nu este cântată de poeții ei, moare. Și spune undeva foarte frumos, te cânt frumosul meu regat pierdut al României. Gheorghiu vorbește atât de înălțător despre români în această carte, încât cititorul va fi de-a dreptul mirat. Egalează Ora 25, păcat că motive politice în acea perioadă au făcut din Gheorghiu un om de dreapta, după cunoscutul scandal, afacerea Kravchenko, un binecunoscut scriitor sovietic, iarăși, să spun așa, subtirurile propagandei acelei stângi franceze din aceea. Românii sunt cei care vor să salveze în carte Occidentul, la fel ca astăzi, numai că o stângă intelectuală franceză cu care Gheorghiu este nemilos, trădează adeseori Occidentul. Acesta a fost și motivul. Este o carte cu totul și cu totul aparte.